se binecuvintează acest monument, ridicat într-o pomenire a marelui om de cultură și poet național Mihai Eminescu, prin stropirea cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Monumentul lui Eminescu tronează în curtea școlii din Pitești, care poartă numele poetului, o școală care a făcut performanță în decursul celor 50 de ani de existență. Vreau să vă spun cu mare bucurie că Mihai Eminescu, școala Mihai Eminescu, a fost, este și cu siguranță va rămâne un simbol al școlii piteștene, argeșilești și românești. Îmi face plăcere să spun că din această școală, știți mai bine decât mine, au plecat oameni deosebit. Probabil că peste vreme se va spune că au plecat și genii de aici. Știți bine despre olimpicii noștri, știți bine care unii dintre ei i-am făcut cetățeni de onoare ai Piteștiului. Azi, la aniversare, directorul i-a chemat pe toți profesorii care au predat de-a lungul timpului aici. Unii abia s-au mai recunoscut. Vreau să le mulțumesc cadrelor didactice și ne considerăm fericiți că suntem o școală cu un colectiv de cadre didactice excepțional și meritul este în primul rând al cadrelor didactice din învățământul primar. Avem un corp profesoral la învățământul primar de excepție care atrage foarte mulți copii din oraș și din împrejurimi. Efectiv, este cerință foarte mare la clasele mei, mici. Aș putea să vă spun că dinamica numărului de clase pregătitoare în ultimii 4 ani este de la 3 clase pregătitoare, 4 în următorul an, 5 anul acesta am avut 6 clase pregătitoare și meritul este exclusiv. Profesorii de gimnaziu nu fac decât să-i păstreze în școală, iar la finalul clasei 8 avem surpriza ca 80% din 150 de copii să intre la cele 3 mari colegii ale Piteștiului. 50 de generații au trecut pe la școala care poartă numele poetului. Unii au fost elevi, acum sunt profesori, tot acolo. În urmă cu 47 de ani pășeam aici ca viitor elev al acestei școli, deci în clasa 1. Și în urmă cu 25 de ani am pășit aici ca profesor de engleză al acestei școli. Cineva m-a întrebat seară dacă e o chestie de destin. Eu cred că fără Dumnezeu nimic nu este posibil și consider că într-adevăr a fost mâna lui să fiu și să fac această profesiune pe care o consider privilegiată din multe puncte de vedere, pentru că este o profesiune de suflet și pentru că e o profesiune pe care nu oricine o poate face, fiind foarte consumtivă din punct de vedere nervos. Însă ea se regenerează întotdeauna prin dragostea pe care eu am primit-o și din lumina pe care eu am primit-o de la foștii mei dascăli și pe care m-am simțit întotdeauna dator să o transmit mai departe generațiilor pe care le-am educat. Statisticile spun că la școala Mihai Eminescu din Pitești nu prea s-a chiulit. Atestă asta și cei mai vechi profesori. Vreau să spun că nici de la celelalte ore nu chiuleau. În această școală nu se chiulește nici acum și nu s-a chiulit nici în trecut. Noi nu am avut aceste probleme. Zeci de profesori, unii chiar care stau acum în străinătate, au fost la sărbătoarea de la școala lui Eminescu. Tuturor li s-au mânat distincții, ca să nu uite pe unde au trecut.